Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 8-14 martie 2020 pentru zodia Taur. Să vedem cum vor sta taurii din acest punct de vedere în această săptămână. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru că v-ați abonat canalului meu. Apreciez foarte mult acest lucru, vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături și vă doresc vizionare plăcută și la vești cât mai frumoase și mai plăcute pentru toată lumea. Bun. Aici văd unii dintre dumneavoastră că sunteți singuri în această săptămână, dar nu neapărat sunteți și triști sau debusolat, să zic așa. Văd o siguranță oarecare în viața sentimentală. Asta în unele cazuri, deci sunt, vă dați seama, la cum rezonați fiecare dintre dumneavoastră aici. Probabil o să începeți o relație la un moment dat, dar momentan nu simțiți asta. Asta la unii dintre dumneavoastră. În alte cazuri veți primi vești, mesaje, știri, noutăți care sunt foarte, foarte bune din punct de vedere emoțional, sentimental. Cineva vă declară dragostea, se implică în relația aceasta sau poate dacă aveți o persoană dragă sufletului dumneavoastră, veți primi vești la această persoană în această săptămână, dar sunt foarte bune. Ideea e că sunt atât de bune încât nu să știți ce să faceți, o să aveți unele îndoieli, poate, ca și cum nu ați crede ce vă spune, ca și cum nu vi se pare că ar fi adevărat, dar nu, această persoană este foarte sinceră și chiar își dorește ceva din punct de vedere sentimental cu dumneavoastră. Poate fi în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, poate fi în zodie de foc, berbec, leu, săgetător, avem și rac, pești, scorpion. Dar aveți cam toate zodiile aici, să știți. Cea mai predominantă este zodia vărsător. Deci în cazul în care placeți pe cineva din zodia vărsător sau vă gândiți la cineva, e posibil ca în această săptămână să primiți unele vești care o să vă bucure foarte tare sufletul. Deși o să aveți un pic niște dubii, adică v-am zis, nu o să vă vină să credeți și vă agită foarte tare aceste vești, o agitație interioară foarte puternică, foarte multă energie activă, o să vă dea peste cap un pic să știți toată vestea aceasta, nu veți ști cum să reacționați. Mare grijă la aceste lucruri. De ce spun acest lucru? Pentru că fiind atât de emoționați, atât de entuziasmați de aceste vești, o să pierdeți din vedere niște detalii foarte importante. Încercați să vă liniștiți din aceste puncte de vedere pentru că vă faceți prea multe griji, vă faceți prea multe scenarii și nu faceți altceva decât să vă îngreunați sufletul, pentru că trebuie să lăsați lucrurile să vină de la sine, să decurgă în ritmul lor, înțelegeți? Să fiți atenți la toate detaliile, la toate informațiile, la tot ce mișcă în jurul dumneavoastră și a persoanei cu care dumneavoastră sunteți sau cu care ați vrea să fiți sau și așa mai departe. Depinde de la relație la relație. Poate fi vorba de o relație de prietenie, de dragoste, de prieten cu beneficii, orice fel de relație avem aici. Relațiile de trio, deci nu excludem nicio relație. Da? Deci vă veți face griji inutil unii dintre dumneavoastră, adică o să vă îngreunați sufletul degeaba. Pentru că ar trebui să fiți mulțumiți, să fiți fericiți, să fiți bucuroși sau bucuroase pentru aceste lucruri care vă vin, pentru că după atâta timp, în sfârșit, vine și ceva bun din punct de vedere sentimental și emoțional. Bun, în alte cazuri, văd un nou început. Ori vă aruncați unii dintre dumneavoastră într-o relație de trio, ori
doriți să cuceriți o persoană care este curtată de mai multe persoane aici și oricum nu vă dați bătuți. La cum văd aici, nu vă dați bătuți, vreți să o cuceriți sub orice chip. Doar că faptul că aveți rețineri, aveți ca un blocaj, de fiecare dată când încercați să vă apropiați de această persoană, vă blocați pur și simplu, nu știți ce să mai spuneți, nu știți cum să reacționați, vă pierdeți și iar amânați momentul. Trebuie să vă adunați un pic, pentru că nimic nu este imposibil dacă vă doriți cu adevărat pe cineva în viața dumneavoastră sau să cuceriți o persoană. Văd foarte multă ezitare aici în unele cazuri. Luptați pentru ceea ce doriți, luptați pentru acea persoană, pentru acea relație, pentru acea iubire. Doar așa veți avea multă abundență din punct de vedere sentimental și emoțional, multă speranță, multă împlinire afectivă, da? Dar trebuie să vă eliminați aceste blocaje, trebuie să vă eliminați aceste lucruri care vă țin pe loc. Nu trebuie să vă fie frică de nimic. Nu se întâmplă nimic dacă îi spuneți acestei persoane ce simțiți. Dar faptul că ezitați amână momentul sau chiar o să-l anuleze în timp. Deci mare grijă aici. Dacă doriți, trebuie să luptați. Bun, în alte cazuri, văd ceartă, conflicte, stres, nervi, din cauza că nu puteți lua o decizie. Parcă nu mai reușiți să vă adunați gândurile. Și trebuie să luați o mică pauză, să analizați toate variantele, toate situațiile și să decideți cât mai corect, cât mai sincer, dar după o analiză profundă a lucrurilor și a situației. Pentru că nerăbdarea nu este benefică în această săptămână la mulți dintre dumneavoastră, să știți. Trebuie să luați lucrurile cu calm, lăsați această. Vă văd foarte impulsivi pe unii dintre dumneavoastră și vă împovărați sufletul cu niște lucruri care ar putea fi atât de simple și nu ar, nu, dumneavoastră v-ați provocat această stare. Nu scuzați, trebuie să eliminați aceste griji. Nerăbdarea vă duce în această stare. În alte cazuri văd aici relații neterminate. Dacă vă gândiți sau întrebați dacă o anumită relație din viața dumneavoastră s-a terminat definitiv, ei bine, nu s-a terminat definitiv. Aici lucrurile nu s-au încheiat încă. Și pentru că nu s-au încheiat, chiar pot avea un final foarte fericit. În unele cazuri, bineînțeles. Aici depinde de la situație la situație. În alte cazuri văd o împăcare, dar o împăcare foarte sinceră, foarte pură, cu multă iubire, cu multă dedicare, o comunicare foarte bună. După un timp de așteptare, unii dintre dumneavoastră o să fiți din nou fericiți alături de o persoană cu care ați rupt sau ați pus o pauză într-o relație sau ceva s-a întâmplat de v-ați despărțit, dar acum revine, văd împăcare și este și cu foarte multă dragoste, să știți. Într-adevăr, poate ați trecut prin momente foarte grele până să ajungeți aici. Poate ați avut vreun conflict, poate ați avut vreo piedică, ați trecut prin vreun impas, s-a întâmplat oricum ceva. Dar faptul că, la cum vă văd aici, unii dintre dumneavoastră sunteți foarte schimbați, adică luați lucrurile într-un alt mod, aveți o altă atitudine față de această situație sau această persoană. De aceea o să reușiți să vă împăcați cu persoana iubită și chiar să fiți mai bine decât ați fost înainte să vă despărțiți. În cazul în care sunt dintre dumneavoastră care aveți blocaje, temeri,
ezitări, limitări, încercați să vă eliminați aceste lucruri și să luptați pentru ceea ce vă doriți. Un nou început este foarte aproape. Un nou început în dragoste care este plin, plin de speranță. Trebuie, totul depinde de dumneavoastră aici. Cât de bine veți... nu știu cum să vă explic. Proceda în această situație. Da, interesantă săptămână. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare privată, lăsați-mi un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult noroc în această săptămână din toate punctele de vedere și ne vom revedea curând. La revedere!